Ați spus că locuiți singur într-o căsuță mică la marginea orașului, așa că am propus să bem o cafeluță împreună. Bușca nu vrea să creadă că l-am servit cu o cafea. Cum să nu cred? Cred! Cum să nu cred? Iar apoi spera... Iar apoi sperai o mică orgie, iubitule. Oh, de unde? De unde să mă gândesc la așa ceva? Pur și simplu, dar nu înțeleg cum am adormit imediat după cafea și... Cum am trezit legat cu șnurul de la perdele, nu înțeleg nimic și îngrapă capul. Da, îl doare capul. Spune că peste câteva clipe nu-l va mai durea nimic. Dezlegați-mă, ce dracu! Bușca, ce cuvinte urâte! La gânduri urâte, cuvinte urâte. Dar dezlegați-mă imediat, idiotelor! Toți sunt la fel, s-au obișnuit să insulte femeile. Arată-i acu. Iubitule, vezi acul? Bă, dar ce vreți să faceți cu mine? Spune că există un punct în ceafă și că nu doare deloc. O înțepătură și gata. Iubitule, zău că nu te doare. Acul e lung și ascuțit. Spune că până acum nici unul nu s-a plâns de ac. Nu sunteți în toate mințile, nebunelor! Bușca susține că suntem nebune. Oh, toți sunt la fel, lipsiți de fantezie. Îmi amintesc că ultimul, cel cu chelie, nici nu vrea să creadă. Vampir! Sunteți vampir! Vampir! Bușca, în sfârșit, a priceput. Uitându-mă la el, nici nu mă așteptam să înțeleagă așa de repede. Da, după mutră nu pare atât de inteligent și totuși a înțeles. Mai bine mai târziu decât niciodată. Mă duc după Cazma, iar tu fă partea ta. N-a mai plouat de mult pământul din grădină Sofiei întărit. Ah, o să ne chinuim vreo două ore. Nu mai exagera, pe ultimul l-am îngropat în 80 de minute. Magdalena, Bușca, doamnelor. Bușca, vezi că totuși ne consideră femei? A rămas afemeiat până în ultima clipă. Oameni buni, oameni buni, nu înțeleg nimic. Vreți să mă... cu acu? Bușca, mi se pare că acul îl sperie mai mult. Nu-i place acul? Nu-i plac înțepăturile? Bușca, mă gândesc că totuși... Mă rog, nu-i place acul, aduc seringa. Iubitule, o injecție, în inimă, nu doare. Numai puțin și gata. Nu vreau injecții. Bușca, se teme de injecții. Nu, toți sunt la fel, sunt gata să împuște, să arunce bombe, să zboare în lună, dar mor de frică unei injecții. Bușca, poate că totuși... Dai înapoi, suntem în a doua jumătate a veacului 20, în plin progres, mecanizare, automatizare. Și noi, femeile, trebuie să ne chinim ca nevul mediu? De fapt, cum vrei. Bine, aduc secură. Secură? Iubitule, e foarte ascuțită. N-am folosit-o niciodată. Din 7, tu ești primul de secure. Cu secure? Nu, mai bine... Ah, Bușca iar face nazuri. Toți sunt la fel, mereu cu nazuri. Mă duc după secure. Iar tu zi un cântec de leagăn. Da. Îți plac baladele? Nu? Nu, ba da, eu știu, o să vedem. Ce cunt cine mai auzit e omorul. Nevasta și-a înjunghiat soțiorul, îngropându-l pe seară în crâng, sub sălciile care plâng. Magdalena! Crezi că e momentul și locul pentru Mițchievici? Bușca zice că nu se potrivește decât Mițchievici. Poezia modernă nu emoționează. Spune-mi, sunteți într-adevăr vampiri? Ce n-avem aerul? Două femei frumoase și inteligente, cine ar fi crezut? Femeia vampir trebuie să fie frumoasă și inteligentă, nu ca bărbatul. Bărbatul vampir poate fi și urât și tâmpit, căci femeile se dau în vânt după așa ceva. Dar o femeie vampir urâtă și proastă, vai, nu face două parale. Te-ai mai fi luat după noi? Ai mai fi venit cu noi în căsuța asta de la marginea orașului dacă nu eram frumoase și inteligente? Magdalena, am nevastă și copil. Când te-ai așezat lângă noi în local, ziceai că ești singur și neînțeles, pasăre liberă venită din alte meleaguri. De ce nu înțelegi? Așa se spune. Iubitule, dacă nici eu nu te înțeleg, dar gândește-te și la noi. Să fiu îndurerat pentru că nu știți cum să-mi crăpați capul și pentru că nu găsiți securea. Nu te enerva, iubitule, doar Bușca ți-a propus la început acul, apoi seringa. Dar făceai mereu nazuri. Și de ce... De ce să mă... Iubitule, ești al șaptelea. Și fiecare ca și tine se așeza lângă noi în local, vrăjea, venea cu noi în căsuța noastră, se culca în pătuc așteptând să venim și să-l distrăm. Bea cafea în care avusesem grijă să turnăm câteva somnifere,
adormea ca un prunc, iar noi îl legam cu șnurul de la perdele. Când se trezea la miezul nopții, se întreba unde se află, iar la vederea acului sau a seringii făcea nasuri și întreba ca și tine: de ce? Pentru ce? Ah, îngrozitor, dar ne-am plictisit de atâtea explicații. Văd că te-ai liniștit. Să-ți mai cânt ceva? Ei, hai. Un, doi, doi pisoi tărăcați, amândoi. Vezi? Uite, vezi, când stai cu minte, ești chiar simpatic. Crezi că mie nu mi-e milă de tine? Dezleagă-mă. La ce ți-ar folosi? Căsuța e la periferie. La fiecare fereastră sunt gratii. Telefon nu avem, ușa spre stradă este închisă, iar cheia e la bușca. Îl am cheia, iubito. La ce bun? Să deschidem ușa. De ce? Să fugim. Să fugim? Tu cu mine? Fugim împreună. Zău că nu arăți a vampir. Sunt sigur că ai o inimă bună. Ai niște ochi atât de dulci și așa de nevinovați. Îți plac ochii mei? Îmi plac, îmi plac. Cred că ea, bușca, te silește să faci treaba asta de vampir. Sunt convins că ești o fată bună. Cum se cade, iubito? Am fost odată. Am fost odată bună, cum se cade, iubitoare. Nu m-aș fi atins de o muscă. Și cu ce m-am ales? Bărbatul meu stătea toată ziua prin cârcium, se ținea de femei, iar într-o zi m-a părăsit pentru una din astea. Germana Magdalena. Am rămas singură, Cuc. Știi ce înseamnă singurătatea, Cuc? Te înțeleg perfect, Magdalena. Și mi-a rămas doar casa asta, cu patru camere. Iar în casă doar eu, fără bărbat, fără țel. Trist, trist, într-adevăr, trist. Dar nu m-am lăsat. Mi-am zis, fii tare, Magdalena, trebuie să rămâi om, Magdalena, să devii util societății. Și m-am apucat de statistică, iubitule. Îți place statistica? Îmi place, îmi place foarte mult. În zilele noastre, întreaga viață trebuie să se bazeze pe statistică, nu? Da, da. Mai târziu am întâlnit-o pe Bușca. Foarte rău. Fără ea m-aș fi spânzurat de plictiseală. Era mai bine dacă muream. Nu, nu. Dar Bușca are o influență nefastă asupra ta, e un vampir. Vampir sau nu, e o colegă, o prietenă. Lângă ea nu mă simt singură. Magdalena, gândește-te puțin. Poți să te împrietenești cu un vampir? Doar ea este... E, și ce dacă e vampir? Dacă ai fi trecut prin ce a trecut ea și tu ai fi devenit vampir? Niciodată.